A șasea tranșă de vaccin anticovid-19 de la Pfizer-BioNTech, care constă în peste 92.000 de doze, a ajuns pe calea aeriană în România. Vaccinurile urmează să fie transportate în condiții optime de siguranță către centrele de stocare. Gabriela Mihai se află în acest moment la aeroportul Otopeni și vine cu toate datele. Bun găsit, Gabi! Am găsit, în această dimineață urmează să ajungă alte doze de vaccinuri împotriva COVID-19. Vorbim despre puțin peste 92.000 de doze care vor fi duse atât în capitală cât și în alte orașe mari, acolo unde sunt centre de depozitare, astfel încât ulterior aceste vaccinuri vor ajunge în centrele de vaccinare. Așadar, vor ajunge la Timișoara, Cluj, Brașov, Iași și Constanța, aceste 92.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19. Și asta în contextul în care am văzut că inițial cei de la Pfizer anunțaseră că va fi o distribuire mai mică a numărului de vaccinuri din cauza faptului că încearcă să facă modificări astfel încât ulterior producția de vaccin împotriva COVID-19 să fie mai mare. Important de menționat este însă că mâine va ajunge în țară și a șaptea tranșă cu vaccin împotriva COVID-19. Așadar, spun autoritățile că săptămâna asta vor ajunge în România aproximativ 180.000 de doze în total. Important de menționat este că până acum s-au vaccinat 420.000 de persoane cu prima doză și alte 13.000 de persoane au fost vaccinate cu ambele doze până acum, adică au făcut și vaccinul la rapel. Pe de altă parte, totodată e important de menționat că până acum s-au programat peste 800.000 de persoane pentru a se vaccina. Și pot să vă spun că din cauza faptului că nu sunt foarte multe doze de vaccin împotriva COVID-19, autoritățile au decis ca cele mai multe dintre aceste persoane să fie programate începând cu luna martie. Așadar, se fac în continuare programări, atât pe platformă, cât și prin intermediul medicilor de familie sau chiar prin Telverde. Important este că autoritățile au modificat și algoritmul de programare, pentru că dacă până acum se puteau programa în general persoanele juridice, vorbim despre persoanele care intră în cea de-a doua etapă și care fac parte din domeniile esențiale de lucru, ei bine, autoritățile au decis să schimbe acest algoritm astfel încât să se poată programa persoanele la risc. Vorbim despre persoane cu vârsta de peste 65 de ani, dar și persoane cu boli cronice. Iar acestea au întâmpinat mari probleme pentru că persoanele cu boli cronice nu se regăsesc în bazele de date, astfel încât acestea se pot înregistra pentru a se programa la vaccinul împotriva COVID-19 prin intermediul medicilor de familie.